trebuie să ne întoarcem la inima întunericului a lui Conrad pentru a vedea cât de inteligentă este reprezentarea dată de Paul Kavchak în acest prim roman al său. Este vorba de Tenebre, un roman despre colonizarea Congoului, scris de un francez stabilit în Canada, care de fapt este la origine poet. Și această mână de poet se simte foarte bine în scriitura textului. Un text în care oroarea se conjugă cu frumusețea, în care personajele istorice se întâlnesc cu cele ficționale, în care Baudelaire și Verlaine sunt contemporani cu colonizarea Congoului. Dincolo de mesajul anticolonial, antirasist, etc., etc., există și câteva povești de dragoste care sunt topite în această carte și care într-un fel o umanizează. Dar fi să citesc doar povestea dintre Manon Blanc și Baudelaire, merită să intrați în carte, ești cât citești.